Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm de această dată în grădiștea la Casa Memorială Fănuș unde avem alături de noi pe doamna muzeograf Roxana Serea, cu care vom povesti astăzi ce vom vedea în acest muzeu. Bună ziua! Bună de ziua, vă spun și eu! Bine ați venit la noi în localitate pentru a vizita Casa Memorială Fănuș Vă poftesc să intrăm! Mulțumim. Muzeul are în ipostaza sa de casă memorială șapte săli împărțite în două compartimente tematice. Primul ține de aspectul rural, de etnografia locului și cuprinde elemente de interior specifice unei gospodări țărănești din Bărăgan, iar cel de-al doilea compartiment tematic este despre însuși scritorul Fănușneavu. Fiecare cameră are o anumită destinație. Și anume camera în care ne aflăm este uh, Odaia Mintirilor. După cum puteți vedea aici, pe pereții muzeului, în această sală sunt foarte multe tablouri cu imagini, cu fotografii ale familiei scriitorului. Uh, în tablourile de pe peretele acesta este scriitorul Fănuș Neagu, soția, Anita, uh, soția Stella Neagu și fica Anita Roxandra Neagu. De desubt, avem o măsuță descris, și anume aceasta a fost măsuța descrisă a scriitorului. Măsuța aceasta a fost făcută de tatăl scriitorului, de domnul Vasile Neagu, care era tâmplar. Era un tâmplar foarte iscusit, știa foarte bine să meșteșugărească lemnul. Îl avem și pe dumnealui aici în tabloul acesta, alături de soția sa și de mama scriitorului, uh, Paraschiva Neagu. Toate obiectele din lemn, toate piesele din muzeu au fost făcute de tatăl scriitorului. Mese, scaune, chiar și paturile, ușile de lemn, toate au fost făcute de tatăl scriitorului cuverturile de pe pat, peretarele, preșurile de pe jos au fost sesute la războiul de țesut de către mama și cumnata scriitorului Stoiana Neagu. Avem aici în odaia de țesut chiar și războiul de țesut și alte obiecte, care, alte piese care ajutau la uh, croșetat, la tors, la diferite lucruri pe care le făceau femeile în gospodărie. În tabloul acesta sunt bunicii scriitorului, Bunica Tasica și bunicul Petrache. Bunica Tasica nu a fost la școală, deci ea nu a studiat deloc, dar știa foarte multe povești. Și spunea scriitorului: povestea pe zi foarte multe povești. De la ea, știm din confesiunile scriitorului că părerea lui este aceea că de la ea ar fi moștenit harul acesta de povestitor. Aici o avem pe sora scriitorului, doamna Anastasia Vultur, care locuiește la Suceava și pe nepoata scriitorului, fica dumnea ei, Florentina Zimbru. Unchiul Costică Miroslav, frate cu mama scriitorului. Aici, în bibliotecă, avem câteva din volumele scrise de scriitor iar acolo jos, făcută tot de tatăl scriitorului, este uh, lada lui de armată acolo își punea lucrurile și pleca în armată deci făcută tot de tatăl scriitorului punea un lăcățel acolo și asta era tot, to toată familia avea un uh, talent da, exact toată, toată familia era foarte talentată, nu cumpărau nimic și uh, Uh, făceau ei uh, preșurile, cuverturile, obiectele din lemn, adică tot ce aveau nevoie în casă își procurau ei singuri. Vă invit să mergem mai departe. În odaia de țesut. Aici este odaia de țesut. Războiul se punea uh, de toamna târziu, să spunem așa, și stătea până primăvara de vreme când începeau muncele câmpului și atunci toată familia mergea și lucra pe câmp pentru că aveau animale, aveau foarte mult pământ. Dar războiul de țesut îl puneau pe timp de iarnă, iar pe timp de iarnă în sala aceasta se întâlneau vecinile, surorile, verișoarele și făceau fiecare lucra câte ceva. Făceau ilice din lână, șosete din lână, că se purtau foarte mult înainte. Socializarea de astăzi. Da, întocmai Avem aici o vârtelniță, o roată și o alergătoare. Erau folosite pentru a așeza firul urzeala, să spunem așa, pe trestii pentru a putea asambla războiul de țesut. Aici, pe războiul de țesut, avem gravate chiar inițialele Tatălui Scriitorului. Aici pe sul, dar și pe vatal acolo. Dumnealui l-a făcut. Da, da, da. Toate erau și roata și vârtelnița, toate au fost făcute de tatăl scriitorului. Chiar și daracul de acolo, din spatele dumneavoastră, are gravate inițialele sus, V.N. Vasile Neagu. Tablourile au fost cusute manual, cusute la muscă. Rama, bineînțeles, a fost făcută tot de tatăl scriitorului. Toate tablourile au fost cusute manual. Mergem mai departe. Ne aflăm acum în tinda cu blidare. Aici puteți vedea pe pereți trei blidare aduse de la bucătărie. Bucătăria era undeva uh, în curte, era o anexă făcută din paiantă, nu precum această casă din cărămidă, și atunci au adus de acolo aceste blidare și câteva obiecte de acolo de la bucătărie. Avem aici pe blidarul acesta căni din lut și o farfurie din lut sau acolo avem și un prosop din borangic țesut tot la războiul de țesut. Sunt cele originale? Care originale, da, toate sunt piese originale. Căușul cu care luau mălaiul și făceau mămăligă undeva la plită, la plită afară în curte, covată, la fel originală, deci piesă autentică, care aparțin familiei scriitorului. Acolo plămădeau pâinea, gogoșile. Scaunele au în mijloc acolo un, un cerculeț, un cerc să spunem așa, prin care puteai să bagi degețelul și să-l muți mai repede, ca să-l muți de colo-colo mai ușor. Acolo avem o putină pentru borș, Scaunele de diferite dimensiuni, un scăunel mai mic, unele dintre ele erau folosite, de fapt erau ținute afară și îl foloseau doar pentru mulți vaca, că aveau văcuți, aveau animale, purcei. Ne aflăm în atelierul lui Nea Vasile. Aici puteți vedea ustensilele de tâmplărie care erau mânuite de către tatăl scriitorului. Avem aici clește, ciocan, daltă mică, daltă mare de diferite dimensiuni, un foarfece pentru tuns, lâna de pe oițe și diferite ustensile de tâmplărie. Dar cel mai important avem aici o colecție de rândele. Unele dintre ele au și ele gravate, inițialele tatălui scriitorului. Deci o colecție impresionantă de rândele cu care el prelucra lemnul. O sanie, un cadru pentru sanie. Cuierul făcut-o de tatăl scriitorului. Acolo avem alt fel de cuier și anume avem acolo un prosop din bumbac. Era folosit pentru a se bărbieri bărbații din familie. Da. Așa zăude de sub un scăunel cu un lighean și îl foloseau cu o glindă, cu foloseau pentru părbierit. În tabloul acesta îl puteți vedea pe fratele scriitorului, George Neagu, acolo în centru sus. George Neagu și soția acestuia, Stoiana Neagu. Da, Aceasta este odaia părinților. Aici, uh, scriitorul și-a petrecut, să spunem așa, primii, primii ani din viață, când era foarte mititel. Uh, în acest pătuț, Leagăn, făcut-o de tatăl său, exact în 1932, atunci când s-a născut scriitorul. Aici, în pătuțul acesta, Leagăn a crescut. Patul este pat din lemn, înainte nu era saltea relax, acum avem noi acum, ci era saltea din paie, chiar și pătuțul leagă în are salteaua tot din paie. Aici avem o târneață, în această târneață puneau rufele murdare când se întorceau de la muncile câmpului, seara, și puneau acolo rufele murdale și precau să le spele la râul Buzău, pentru că nu era apă curentă. Și atunci toată lumea mergea și uh, spăla acolo preșuri, uh, cuverturi, hăinuțe, ce mai aveau ei, le spălau acolo la râul Buzău. Uh, fierul de cărcat. Nu este ca în zilele noastre cu aburi și așa mai departe, ci este un fier în care puneau cărbuni sau jar pentru a călca. Aici avem o cutiuță foarte interesantă și foarte drăguță, făcută de mama scriitorului din vederele pe care scriitorul îi le trimitea atunci când pleca în diferite locuri. Cu sută, foarte frumoasă, așezată așezat acolo fotografie cu... Uh, scritorul Neagu foarte drăguță. Tabloul acesta a fost adus de către scritori de la Ierusalim în 1995 și dăruit mamei sale. Avem aici trei stuțe pentru ace sau papiote, pentru perii, pentru pieptene. Acesta este cel de-al doilea compartiment tematic despre care vă spuneam mai devreme. Aici puteți vedea foarte multe imagini cu scriitorul alături de prieteni, pentru că nu, -i plăcea să, adică nu era un om singuratic, nu era un ins ci îi plăcea foarte mult să trăiască printre prieteni. Chiar el spune vedem aici scris prieteniile sunt un izvor de insomnii sau un răzor de aștri spun asta fiindcă nu pot trăi singur avem aici volumele scriitorului cărțile scrise de acesta a fost uh, scriitor, romancier, uh, dramaturg, uh, publicist. Uh. Romanul, de exemplu, Frumos și nebune ai Marilor Orașe, a fost scris în 1988 și a fost premiat cu premiul Uniunii Scriitorilor uh, din România. Aici, în odaia aceasta, a scris uh, capitole din Îngerul A Strigat, și chiar aici a fost uh, terminat romanul îngerul a strigat în această cameră, în odaia din Crivăț, cum îi spunea scriitorul, și aici a mai scris și fabuloasa povestire în bărăgan. Aici în uh, casa natală. Avem aici volumul de povestiri Cai al din orașul București, sunt povestiri pentru copii, iar în aceste povestiri, dacă și pentru cei care vor citi povestirile sau pentru cei care deja le-au citit, au putut vedea că acolo sunt chiar mama scriitorului, ca și personaj, bunica Paraschiva alături de nepotul Bănică, pentru că nepotul Bănică și bunica Paraschiva chiar erau personaje de fapt reale, da? Scriitorul se naște în această casă la 5, la 5 aprilie 1932 și continuă studiile De fapt face școala primară aici în localitate După care în 1944 pleacă pentru a-și continua studiile la liceul militar din Iași Ajuns acolo la liceul militar din Iași, departe de familie, el copil fiind era foarte dor de casa părintească și de comuna în care el s-a născut. Iar acolo, domnul profesor Capră din Iași, ne spune scriitorul, le-a dat o teză la limba română și le-a cerut să facă o compunere cu titlul Ce ați fi făcut în această zi dacă vă aflați acasă? Și atunci scriitorul spune: Eu, ieșit din copilăria iedenică, petrecută în câmpie, mă simțeam într-o lume departe de cei dragi de acasă și am scris o zi la plu cu tata. Când profesorul a revenit peste două-trei zile și ne-a strigat la catalog, spunându-ne nota, pe mine m-a ocolit. La urmă mi-a rostit numele și mi-a zis: Dumneata ai nota 10 și cred că ai să ajungi scriitor. Constat că profeția peste timp i s-a împlinit. Deci, scriitorul. A debutat în 1954 cu povestirea Dușman cu lumea sau în 1959 cu volumul de povestiri din Jean Bărăgan, dar de fapt el spune și ne spunea atunci când venea în localitate, pentru că el venea foarte des aici în localitate pentru a-și vizita părinții, eu era micuță pe vremea aceea și spunea că atunci ar fi fost de fapt debutul său, la vârsta doar de 12 ani cât avea atunci. Avem aici costumul de academician, a fost membru al Academiei Române, a devenit membru corespondent în 1993 și membru titular în 2001. Fica și soția scriitorului ne-au donat aceste piese, deși deci costumul de academician, dar și piesele de aici din vitrina aceasta. Toate au aparținut scriitorului. Avem aici o clachetă suflată cu aur pentru activitatea desfășurată în cinematografie. A fost autorul la numai puțin de 10 filme. A scris patru piese de teatru foarte expresive, foarte frumoase și pentru care a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România, deci premiul pentru dramaturgie. Aici avem o cupă și o diplomă de la Federația Română de Fotbal acordată scriitorului în anul 2002 pentru cele peste 2400 de cronici sportive scrise, o activitate lungă și îndelungată de cronicar sportiv de peste 40 de ani. Deci nu doar lungă și îndelungată, ci și cea mai prețioasă, să spunem așa, unui cronicar sportiv. Aici avem fotografii, imagini cu părinții în curtea casei, părinții scriitorului, din ziua căsătoriei în anul 1954. Mai jos o putem vedea pe fica scriitorului, pe Anita în clasa 1, în prima zi din clasa 1, prima zi de școală. Da. Aici este doamna Stela Neagu, soția, fica și Cornel Ginerele, scriitorului și soțul Anitei. Scriitorul a rezumat exemplar, putem spune, destinul omului frumos de aici, de la Dunăre. El a plecat de aici în 1944, către liceul militar din Iași, dar nu a plecat sărac, să spunem, ci a plecat plin de energie, de farmec și de frumusețe a limbii române. A plecat cu o putere foarte mare, să spunem așa, putere care, bineînțeles, s-a arătat mai târziu prin scris. Spuneți-ne acum, vorbiți-ne puțin despre casă și despre istoria casei. Din câte cunoaștem, rădăcinile dumneavoastră se leagă de această casă și copilăria noastră și de scriitor. Da, din fericire pentru mine, așa este. Casa a fost construită de tatăl scriitorului, iar apoi reparată de fratele scriitorului în anii 1960, frate al scriitorului care a fost și bunicul meu fratele scriitorului George Neagu a fost și bunicul meu. De aceea îmi place, adică mă simt foarte bine când vin vizitatori la noi aici, la, în Casa Memorială și vreau să le prezint cu mai mare drag ceea ce și eu am trăit în această casă. Vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați primit astăzi aici. Este într-adevăr un loc care merită vizitat. Vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să-l vizitați. Vă mulțumim încă o dată! Și eu vă mulțumesc pentru vizită și vă aștept cu drag de fiecare dată.